știi. Oricâte A, câte L, câte I, cu gând, cu gând, dacă nu știi. Repet să zic asta, poate nu știi. Astăzi are loc protestul bicicliștilor. Se întâmplă de obicei de 2 ori pe an, undeva prin aprilie și mai și undeva prin septembrie acum. Dacă până acum protestam împotriva lui Oprescu, acum suntem supărați pe Firea. Tipa aia pe care o vedeam la televizor când eram mic, la știri. Cum naiba a ajuns tipa aia care prezenta știri să fie primar acum? În fine, sper să nu se întâmple vreodată să încep să vorbesc despre politică la camera, ar fi cel mai stupid lucru. Nu vreau să ajung să... În fine, de câțiva ani de când am început eu să merg la protest, îmi place mereu să aduc muzică cu mine. Pentru că nu am super tehnologie să fac asta, ce făceam de obicei? Foloseam această boxă care m-a costat 30 de lei acum vreo 3 ani, care are nevoie de jack, deci n-ar fi mers la noul iPhone. Are o baterie foarte mică internă, dar se poate conecta prin USB la o baterie mare externă, cum am eu. Mergeam la protest cu bateria asta în buzunar, cu telefonul lângă baterie în buzunar, cu bateria asta conectată prin 2 cabluri USB, unul la telefon, unul la boxă, și peste boxă puneam chestia asta, trompeta. Și ca idee le țineam pe bicicletă așa. Deci asta era aici, telefonul era aici, ăsta e telefonul, îl conectam, băgam aici și mergeam așa cu ele puse una peste alta. Și țineam și de bicicletă și pedalam. Și se auzea muzică. Și e foarte fain să ai muzică la protest. E bine, de data asta aș încerca să fac ceva puțin mai deștept, ca să nu trebuiască să stau cu tot în mână. Așa că o să încerc să văd ce mi iese. Mai am jumătate de oră și trebuie să... Uite săraca Cita unde stă. Ce, te-ai speriat că te-am închis acolo? Se auzi de-a gălăgie de afară, de-aia. Dacă vrei, intră și închidem ușa și nu se mai aude. Ce zici? Hai, zi ce vrei să faci. Intri sau ieși? Întâmplător, zilele trecute am primit chestia asta și m-am tot întrebat la ce ar putea să-mi folosească, pentru că prefer să-mi țin telefonul în buzunar, nu pe bicicletă, dar aș încerca acum să fac ceva pe tema asta. Protestul începe peste exact o oră. Ce sistem deștept și simplu. Dar oare rezistă la gropile noastre? Nu cred că am încredere în chestia asta. Să am încredere să merg cu telefonul făcând așa? N-arată foarte bine, dar n-arată nici foarte rău. Doamne, ce-am putut să fac aici? Ok, acum mai trebuie doar să găsesc o metodă de a ține boxa aici. Asta este ce mai trebuie să fac. Să o fac tot cu scotch. Hello, hello. Arată absolut oribil. Dar am acces la cablu și am acces la baterie. Am acces la butoane. Ok, ăsta este primul test. Se aude mult prea încet. În anii trecuți am mers cu o trompetă mai mică, cu asta. Și pare că se aude mai tare asta. Bună ziua! Wow, ce diferență e! Și asta are bateriile mult mai mari. Cred că trebuie să desfac totul. O să las construcția asta așa cum am pus-o, dar o să iau la mine trompeta de rezervă. Trebuie să plec. Dacă nu cade toată această construcție până la finalul marșului, o să fiu foarte impresionat. Totul e făcut din scoci. Suport de telefon, goarnă, boxă și baterie full pusă deasupra. Să mergem. E focalizat, nu văd nimic acolo. Tu știi că eu nu focalizez niciodată. I want to ride my bicycle. Ești plin de clișee, Ariel. Băi, cum arată! În spatele meu aici la universitate tocmai se naște un nou sistem de bike sharing. Nu este primul din București. Primul cred că s-a născut acum mai mulți ani, cam când am început eu să pedalez prin București. Între timp s-a și oprit din funcționare și se pare că acum se naște al doilea. Se lansează pe 27, cred că asta vine marți, acum abia se montează, mâine se montează și pe la Romană, o să fie câteva stații. E o zi bună pentru bicicliți, se pare. Asta este primul test. Sunt biciclete simple de oraș, cu o singură frână la mână și cu cealaltă la picior. Sunt oare primul care apucă să le testeze? Sunt primul, yay!